Bună, dragi prieteni, astăzi o să vă spun de ce m-am tuns eu așa. Da. Eu m-am tuns așa pentru că era vară în primul rând și da, bineînțeles că aveam și părul tăcit. Dar eu am vrut să mă tund până normal până la umăr pentru că nu vreau să mă tunde tot, să am părul chiar așa subțire, subțire, scurt, scurt, adică scurt, în fine, nu pasă. Da, mi-e dor de el și am plâns vreo multe zile după el, multe. Da, m-am tuns așa pentru că mi-a ales... Nu, îmi plăcea puțin să am foarte, părul foarte, foarte lung, să mă dau mare și tarima. Și da, am vrut să mă tund până la umeri, nu până, frate, până aici, nu-mi place să fiu atât de scurt. Nu vreau o grămadă de zile. Nu vreau o grămadă de zile. Da, bine. Aceasta e bunica mea. Cine vorbește? E, cu camera. Copii cu camera, nu contează, aceasta a fost bunica mea. Vezi că o să te pun pe YouTube. Bine, pa! Acesta a fost și episodul meu. Bine, eu la revedere. Ahoi. Sper că v-a plăcut acest episod și o să mai fac încă un episod cu animalele mele, ce au murit, de ce au murit, câte animale am. Bine, pa!